The Gospel of Luke has a unique character. Evanghelia după Luca are un personaj unic. It is not a focus on the children of Israel. Focalizarea acestei evanghelii nu este pe copiii lui Israel, but there's a focus on the entire world. Ci focalizarea evangheliei este pe lumea întreagă. Because of that, many people think that Luke was not Jewish. Din pricina aceasta, unii oameni cred că Luca n-a fost evreu. Now, whether he was Jewish or not is not really important. De fapt, nici nu contează așa de mult dacă a fost evreu sau nu. But you're going to see as we study the first two chapters of Luke's Gospel. Dar o să vedeți pe măsură ce vom studia primele două capitole din Evanghelia după Luca. That Luke was very much acquainted with the Jewish traditions. Vom observa cu claritate că Luca era foarte bun cunoscător, era familiarizat cu cultura evreiască. If I was going to give this study a title, dacă ar trebui să dau un titlu acestui studiu, it would be drawing close or coming close to the king. L-aș numi așa, apropierea de regele. We're going to find something unique about all the people who are mentioned in these first two chapters. O să vedem o mulțime de lucruri cu privire la toți oamenii menționați în aceste prime capitole. They all had something in common. Toți au ceva în comun. The laws, the commandments of God were very important to them. Legile, poruncile lui Dumnezeu erau foarte importante pentru ei. And because they followed the commandments of God, și pentru că aceștia urmau, țineau poruncile lui Dumnezeu, they were brought close before the king. Ei de fapt se apropiau tot mai mult de regele. Look with me to chapter 1 and the first few verses. Uitați-vă în capitolul 1, primele versete. Verses 1 through 4 are kind of awkward in the Greek text. Versetele 1 la 4 sunt destul de ciudate în textul grecesc. It's not easy to read those in a smooth manner. Este destul de greu, nu este ușor să citești textul așa fluent în limba greacă. Luke is very concerned about revealing truth, so he writes it in a unique manner. Luca, care dorește să prezinte adevărul cât se poate de corect, este foarte atent, vrea să o facă cât se poate de potrivit, în maniera corectă, potrivită. I'm going to ask your pastor to do something tonight. Și o să rog pe rei să facă ceva în seara aceasta. To not always just look at the Romanian text and how it's read there. Să nu se uite la textul românesc așa cum este scris acolo. But to translate the literalness of the Greek words. Și să traducă literal ceea ce cuvintele grecesc spun. Let's begin in verse 1. Așa că haideți să începem cu versetul 1. Although many lifted up their hand. Fiindcă mulți și-au ridicat mâinile. Now this is to show an intent. Acest gest, această expresie vorbește despre o intenție. Luke wants to reveal the intent, the purpose of why he wrote these things down. De fapt, Luca își comunică prin expresia aceasta intenția, scopul cu care a scris toate aceste lucruri. To lift up the hand is also an idiom for writing down. Această expresie, a ridica mâna, are același înțeles cu a scrie jos, a scrie pe a lua notițe. We know that there are four gospels in the New Testament. Știm că sunt patru evanghelii în Noul Testament. But there are numerous other gospels, numerous other people wrote the account of the life of Yeshua. Dar sunt multe alte scrieri care vorbesc despre viața lui Yeshua, lui Mesia. It says here, although many have lifted up their hands to set in order the narrative. Cu toate că mulți au ridicat mâna ca să scrie narațiunea, modul cum s-au întâmplat lucrurile. Of the various events that were fulfilled among us. Cu privire la lucrurile care s-au întâmplat între noi. Now pay close attention to that one verb, to fulfill. Și acum mare atenție la acel verb, a împlini. Usually that word has a connection to prophecy. I-am zis a se întâmpla, așa, a se împlini. Lucrurile care s-au împlinit între noi. Și când folosim cuvântul a împlini, ne împinge gândirea la profeții. Luke wants us to realize that what's happening here is a prophetic fulfillment. De fapt, ce spune Luca aici, spune următorul lucru. Ceea ce urmează să vă istorisesc eu este o împlinire a unor profeții. The next word he says is just as.
Și următorul cuvânt este așa cum. He is going to write down for us just as these events happened. După cum s-au întâmplat aceste lucruri. He says just as they were delivered to us. În textul nostru, după cum ni le-au încredințat, ni s-au încredințat. Now the first question we need to ask is who is the us? Așa că trebuie să ne întrebăm cine sunt aceștia, ni s-au încredințat. Cine este acest grup? Cărora li s-a încredințat? He answers this in the next sentence. Și răspunde în următoarea propoziție. The ones from the beginning. Cei de la începuturi. Who had become eyewitnesses. Care au fost martori oculari. So Luke didn't hear these things. Deci, atenție, Luca nu a auzit aceste lucruri. He saw these things firsthand. El le-a văzut cu ochii lui, experiența de prima mână. This is not a report, but it's a testimony. Nu este un raport despre ceva ce a auzit, ci este o mărturie a ceea ce s-a întâmplat, o mărturie directă a ceea ce s-a întâmplat. The next thing that he says about himself and others who were there, alt lucru care îl spune despre el și despre cei care au fost acolo, is that they became servants unto the word. Este că aceștia au devenit sau au fost slujitori au ai cuvântului, au ajuns slujitori ai cuvântului. Now, this word in the Greek language is logos. Cuvântul pentru cuvânt în limba greacă este logos. In English we get the word logical. În engleză avem cuvântul logic sau logică ce provine din cuvântul logos. Now it just doesn't mean something that makes sense to us. Asta nu înseamnă nu are sensul de ceva ce are sens pentru noi. It's also related to like a blueprint. Și mai degrabă este amprenta, o schiță, ceva ce este amprentat acolo. In the Greek translation of the Hebrew Bible, în traducerea grecească a Bibliei evreiești, this word appears many times. Apare de multe ori această expresie. It's related to the purposes, the plans of God. Are de-a face cu scopurile, cu planurile lui Dumnezeu. But not just any plan of God. Dar nu orice fel de plan al lui Dumnezeu. But the plan to set things in order for the kingdom to be established. Și planurile care trebuie să aibă loc astfel cât împărăția să vină. So Luke is saying that he has become a servant of God's program. În alte cuvinte, Luca spune, eu sunt slujitorul programului lui Dumnezeu. And this program rests upon these events that have happened before him. Și programul acesta despre care vă vorbesc s-a întâmplat acolo. Next we read, it seems good also to me. Apoi continuă în felul acesta și mi s-a părut, am găsit și eu cu cale. That followed after these things from the beginning. Mi s-a părut potrivit să fac verificările necesare. Now, this phrase to follow after, această frază a urmări, a verifica, doesn't just mean that they were interesting to him and he pursued them. Nu înseamnă doar că a avea un soi de curiozitate și a mers să le caute. But once more he was present for them. Și are acest sens. A fost prezent acolo între ele. So he says, to write to you. Așa că el spune, ți le scriu ție, da? All these things. Toate aceste lucruri. And then there's two words that appear next in the Greek text. Și mai vin două cuvinte care apar unul lângă altul în textul grecesc. It speaks about his motivation and the method that he wrote these down. Motivația și metoda pentru care a scris aceste cuvinte. The first word is that he did it in an exact manner. Ideea este că a scris exact așa cum s-a întâmplat. Now, some of the scholars point out that when someone uses this word, unii din învățați ne spun că atunci când cineva folosește această expresie, he's stating his integrity for honesty. Sugerează integritatea lui, onestitatea lui în ce privește ceea ce spune sau scrie. And the next word means in the correct or the proper order of these events. Și cuvântul al doilea vorbește despre ordinea corectă a ceea ce s-a întâmplat.
Now, who is this epistle or this gospel addressed to? Cui se adresează această evanghelie? It says Theophilus. Îi se spune Teofile. Now, this is a play on words. Este un joc de cuvinte aici. It's probably not a literal person. S-ar putea să nu fie o persoană anume. It simply means a lover of God. Expresia înseamnă un iubitor de Dumnezeu. Now, usually there's a word that appears before that name. De obicei apare un cuvânt înaintea numelui Teofil. Oftentimes it means o excellent one or noble one. Când este vorba de o persoană, de obicei, mai ales dacă e importantă, de obicei înaintea numelui apare prealesule sau nobilul sau aristocratul. But the verb form has to do with abundant power. Dar cuvântul este putere abundentă. So when one loves God, when one loves God, când cineva îl iubește pe Dumnezeu, and understand the biblical word for love, și înțelege cuvântul biblic, sensul biblic cu privire la iubire, the Bible says, for God so loved the world, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, that he gave, încât a dat. There's a connection between the word love and giving in the biblical language. În limbajul biblic întotdeauna este o conexiune strânsă între a iubi și a dărui. So these are the ones that he's addressing. Așa că foarte posibil că acestora li se adresează Luca, acestor oameni iubitori de Dumnezeu. Those who love God and are willing to give themselves to his plan, his purposes. Celor care îl iubesc pe Dumnezeu și sunt gata să se dăruiască scopurilor lui Dumnezeu cu ei. Finally he says to Theophilus, și apoi îi spune lui Teofil, that you might know what you have been taught concerning this word. Ca să poți cunoaște can you repeat that? He says, I'm writing these things down that you might know, ca să poți cunoaște what you have been taught concerning the word, ceea ce ai fost învățat cu privire la cuvânt. Now this word, as we learned, acest cuvânt, cum am auzit mai înainte, has to do with the program, the purposes of God to make redemption. Are de-a face cu planul, cu programul lui Dumnezeu de a răscumpăra. That you might understand what you've been taught about how the kingdom is going to be established. Ca tu să înțelegi cum va avea loc venirea împărăției. The last phrase of verse 4 ends this way. Și ultima frază a versetului 4 se încheie așa. He says, in a sure or in a safe manner. Într-o manieră sigură. Now what he's trying to say is, if we don't understand these events properly, în alte cuvinte, dacă noi nu înțelegem aceste evenimente așa cum au fost, într-o manieră corectă, we are in a dangerous position. Ne aflăm într-o poziție foarte periculoasă. We need to know the truth of what has transpired here in Luke 1 and 2. Noi avem nevoie să înțelegem adevărul care are loc în aceste, în această scriere. So we can be in a position, pentru a fi în poziția în care, to participate in the establishment of the kingdom. Să participăm la venirea împărăției. If you're not interested in the kingdom, dacă nu ești interesat în împărăția lui Dumnezeu, and serving the purpose and the plan of that kingdom, dacă nu vrei să slujești planului și scopului acelei împărății, then you have no business in the congregation of God. Atunci nu ai ce căuta, nu ai nicio treabă în adunarea lui Dumnezeu. You should not be part of this congregation. Nu trebuie să fii parte din această adunare. But realize if that's your heart, dar înțelegându-ți inima, you are in a dangerous position. Dacă ești într-o astfel de situație în care nu vrei să urmezi planurile și scopul lui Dumnezeu, te afli într-o poziție foarte periculoasă. Verse 5. Versetul 5. Now we begin to see the beginning of the work of the kingdom. Și acum începem să vedem începutul lucrării împărăției. Now it says, it came about in the days of Hordos. În zilele lui Irod. Now Hordos is a Edomite. Irod este un edomit. The Edomites were enemies of the plans of God. Edomiții erau dușmanii
poporului lui Dumnezeu. The Edomites came from Esau. Edomiții se trag din Esau. Esau was constantly against what God wanted to do. Esau a fost mereu și mereu împotriva ceea ce împotriva planului lui Dumnezeu. When it says in the book of Genesis concerning Esau, când citim în cartea Genesa istoria lui Esau, he hated his birthright. Știm, învățăm că el și-a urât și-a nesocotit dreptul de întâi născut. He hated the purposes of God. Deci a urât, a nesocotit scopurile lui Dumnezeu. The birthright that he received, dreptul de întâi născut ce l-a primit, was to carry on the purposes of Abraham, that covenant that God made with him. El a primit dreptul de întâi născut ca să ducă mai departe planurile lui Dumnezeu gândite prin Avram. And ultimately that covenant concerning Abraham, și în final acel legământ ce avea de a face cu Avram, from a rabbinical standpoint, it's a covenant for the kingdom. Acel legământ din punct de vedere rabinic este un legământ al împărăției. Now whenever we talk about the kingdom, there's got to be a king. Când vorbim despre împărăție, întotdeauna trebuie să aibă un împărat, un rege. I shared with you a few minutes ago about John 3:16. Vă spuneam mai înainte, Ioan 3:16. But there's also another great verse. Dar mai există încă un verset foarte important. Galatians 3:16. Galaten 3:16. There Paul is speaking about the Abrahamic covenant. Acolo Pavel vorbește despre Avram și legământul lui Dumnezeu cu el. He speaks of it as a covenant of abundant blessing. Vorbește despre un legământ al unei binecuvântări abundente. And this abundant blessing is going to come by means of the seed of Abraham. Și această binecuvântare abundentă îmbelșugată vine prin sămânța lui Avram. And Paul says the seed is the Messiah. Și Pavel spune acolo, sămânța aceasta este Mesia. Look again at verse 5. Uitați-vă din nou la versetul 5. It came about in the days of Herod, the king of Judah. În zilele lui Irod, împăratul Iudei. Now, whenever we find that word Yehuda, când găsim, ori de câte ori întâlnim cuvântul acesta, Yehuda, the rabbis teach us that a verse of scripture should come into our mind. Rabinii ne spun că un verset din scriptură trebuie să ne vină obligatoriu în minte. Remember when Yaakov blessed his children? Vă aduceți aminte când Iacov și-a binecuvântat fiii? Now, he blessed them, but if we read carefully in Genesis 49, el i-a binecuvântat, dar dacă citim cu atenție în Genesa 49, he was not blessing those individual children. El nu binecuvânta acei fii individual, but the people would come from these tribes. Și mereu binecuvântarea lui avea de-a face cu cei care urmau să iasă din acești fii ai lui, cu semințiile care ieșeau din ei. It says clearly in that section in Genesis 49. Foarte clar spune în acea secțiune din Genesa 49. That these words were for the last days. Că acele cuvinte sunt pentru vremurile din urmă. When he speaks about Judah, când vorbește despre Iuda, he talks about God establishing his kingdom. Binecuvântarea lui de acolo menționează pe Dumnezeu care își stabilește împărăția. The first thing that a rabbi would say when it comes to verse 5, if he were to read that, așa că un rabin când citește versetul 5, dacă ar citi versetul 5, primul lucru care ar veni în minte ar fi, we have problems. Avem niște probleme aici. It's not the right order. Nu este în ordinea potrivită ceea ce întâlnim aici. We don't have a person from Judea ruling over the kingdom of Judea. Și anume, nu avem o persoană din Iudeea care stăpânește sau conduce Iudeea. We have an Edomite, King Herod. Și citind aici, își dau seama că au un Edomit care conduce Iudeea. We have someone who is against the purposes of the kingdom ruling. Adică avem pe cineva care este împotriva planului lui Dumnezeu și acela conduce Iudeea. Now if we turn to Matthew's gospel, dacă am întoarce paginile în Evanghelia după Marcu, we know that King Herod wanted to kill all these children. Citim acolo că împăratul Irod a vrut să ucidă toți acei copii. To hinder the purposes of God. Ca să blocheze planurile lui Dumnezeu. Move on in the same verse. Mai departe în versetul 5. We find out the time period because Herod was king. Aflăm și perioada de timp în care Irod era împărat.
Luke wants to tell us, but God has not forgotten his people. Dumnezeu nu și-a uitat poporul. There is his representative at work. Reprezentanții lui erau la lucru. There was a priest by the name of Zechariah. Și așa continuă textul nostru. În vremea aceea, când un edomit conducea Iudeea, era un preot numit Zaharia. Now, that name, Zechariah, is very important. Cuvântul acela, Zaharia, este foarte important și el. A year ago, we studied the prophecy of Zechariah. Anul trecut am studiat împreună profeția lui Zaharia. And the first thing I said to you was why that name was so important. Și primul lucru care vi l-am spus atunci a fost de ce numele de Zaharia este atât de important. Judaism sees this name connected to redemption. Evreii văd acest nume conectat cu răscumpărarea. The second book in the Bible is the Exodus. A doua carte din Biblie este Exodul. It is also known in Judaism as the book of redemption. În iudaism, Exodul este privit ca fiind cartea răscumpărării. For 400 years the Jewish people suffered in Egypt. 400 de ani poporul a suferit în Egipt. God was silent. Dumnezeu tăcea. He would not listen to the cries of the people. Nu a ascultat în acei ani strigătele poporului. And then we see God remembered. Și apoi vedem că Dumnezeu și-a adus aminte. We learned a year ago the name Zechariah. Am învățat anul trecut că cuvântul Zaharia means God remembered. Înseamnă Dumnezeu și-a adus aminte. In the book of Exodus we learn what God remembered. Și în Exod vedem ce și-a adus aminte Dumnezeu. It says he remembered his covenant that he made with the forefathers. Și-a adus aminte de legământul pe care îl făcuse cu părinții lui, cu strămoșii. That is the Abrahamic covenant. Adică legământul făcut cu Avram. What is that Abrahamic covenant connected to? Cu ce este conectat legământul avramic? When all the families of the earth will be blessed. Cu binecuvântarea în tuturor neamurilor pământului. That's not going to happen tomorrow. Și asta nu se va întâmpla mâine. It's not going to happen 10 years from now. Nici peste 10 ani nu se va întâmpla. Unless the kingdom of God is established. Dacă nu vine împărăția lui Dumnezeu. This great blessing is a kingdom blessing. Această uriașă binecuvântare este o binecuvântare a împărăției. So the fact that there was a priest named Zechariah serving, faptul că preotul care sluja în acea perioadă la templu era tocmai Zaharia, tells us that God is at work in the midst of a bad situation. Ne transmite indirect că Dumnezeu este la lucru chiar în mijlocul unei situații grele. It reads on in verse 5 that he was from the rotation of Avia. Citim în versetul 5 că era din ceata lui Abia sau din rotația lui Abia. Now, that word for rotation has to do with the order of the priests serving in Jerusalem. Acest cuvânt, rotația, la noi ceata, are de-a face cu acele echipe care se roteau în slujirea la templu. We learn from the Torah that there are 24 families of priests. Citim în Torah că sunt 24 de familii de preoți. But we don't know how they ordered this rotation. Dar nu știm care era, cine stabilea ordinea aceea. We learn from the book of Ezra. În schimb, în cartea Ezra, when the children came out of Babylon, când poporul Israel a revenit din Babilon, there was only 4 families of priests that returned. Abia 4 familii de preoți s-au reîntors. They put themselves in a new order. Și acestea s-au pus într-o nouă ordine, au stabilit o nouă rotație. A new order of rotation. O nouă rotație. No one knows that order. Nimeni nu știe până astăzi care era acea ordine. There's nothing been written about it. Nimic n-a fost scris, n-a rămas scris cu privire la această rotație. So we know nothing of the time period, that is what month from this rotation that Zechariah was in serving in the temple. Și din pricina aceasta nu știm momentul din an exact când a avut loc întâmplarea. Nu știm exact când ceata lui Zaharia, echipa lui Zaharia slujea. In the next phrase we learn that he was very serious about this service. Apoi în continuarea scrierii aflăm cât de serios își lua Zaharia. He took his call to be a priest with great care. Chemarea lui de a fi preot și o împlinea cu foarte multă grijă. Now a priest just couldn't marry any woman.
Un preot nu se putea căsători cu orice femeie. She could not be a divorced woman. Femeia cu care se căsătorea era obligatoriu să nu fie divorțată. She could not be an immoral woman. Nu putea fi imorală, să aibă o viață imorală. But she didn't have to be from the priestly family. She did not have to be. Nu trebuia, nu era obligatoriu să fie dintr-o familie preoțească. But it was highly recommended if she was. Dar era foarte bine recomandat, foarte puternic recomandat să fie dintr-o familie preoțească. Now, the priests had many obligations upon them that no one else had. Preoții aveau peste ei o mulțime de obligații care nu existau peste ceilalți oameni din popor. They were very burdensome, but for a purpose. Preoții erau împovărați de o mulțime de responsabilități, de reguli, dar cu un scop foarte precis. A wise priest would choose a woman who came from a priestly family. Un preot înțelept își alegea o soție care venea dintr-o familie preoțească. Because she would understand the commitment of these obligations. Pentru că femeile acestea care creșteau în familie de preoți, ele înțelegeau mult mai bine ce înseamnă viața de preot crescând într-o familie de preoți. Și relația lor putea fi mai bună. In verse 5 we learn that his wife is from the daughters of Aaron, that is from a priestly family. De aceea citim ceea ce urmează, nevasta lui era din fetele lui Aaron, deci familie preoțească. And her name was Elizabeth. Și se chema Elisabeta. Now let's pause for a moment. Să ne oprim puțin aici. This next sentence is very important. Pentru că propoziția care urmează este foarte importantă. This tells us a great deal about the people who we are going to encounter tonight and tomorrow. Pentru că fraza care urmează ne spune foarte multe lucruri despre personajele cu care ne vom întâlni mai târziu în seara aceasta și mâine. Everyone who is going to be connected to the birth of Messiah. Toate aceste personaje sunt conectate cu nașterea lui Mesia. Are going to be brought close to Messiah. Toate aceste personaje se apropie de Mesia. Because of what we're going to learn in the next sentence. Și aceasta ne este dovedită de ceea ce ni se spune în următoarea propoziție. It says both of them were righteous before God. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu. Now, what does that mean from a cultural truth that they were righteous? Din punct de vedere cultural, ce înseamnă o astfel de expresie că amândoi erau neprihăniți? It does not mean that they were sinless. Nu înseamnă că erau perfecți fără păcat. It means that they applied the commandments of God to their lives. Ci înseamnă că amândoi aplicau poruncile lui Dumnezeu vieții lor. When one sinned, the Bible tells us how we need to respond. Dacă păcătuiești, Biblia te învață cum trebuie să răspunzi păcatului pe care l-ai comis. I want to suggest to you there's a connection between righteousness and the commandments of God. De aceea vreau să subliniez acest lucru. Există o legătură strânsă între neprihănire și poruncile lui Dumnezeu. Now, many Christian leaders are very uncomfortable about that. Și din păcate, mulți lideri creștini se simt inconfortabil cu această conexiune. Now, I did not say that we were saved or redeemed by the commandments of God. Atenție, vă rog, nu am spus că noi suntem mântuiți. We are saved by the porunci, prin ascultarea de porunci. We are saved by the grace of God plus nothing. Noi suntem mântuiți de harul lui Dumnezeu plus zero, plus nimic. It is what he did for you and me when he laid down his life upon that tree. Suntem mântuiți prin ceea ce a făcut el când a fost înălțat acolo pe lemnul acela. But having been saved, been redeemed by the blood of Messiah. Dar fiind răscumpărați prin sângele lui Mesia, we are called to seek righteousness. Suntem chemați să căutăm neprihănirea. Why do I think that there's a connection between righteousness and the commandments of God? Pe ce îmi bazez afirmația mea că neprihănirea este conectată cu poruncile lui Dumnezeu? Because of what the word of God says right here in this passage. Pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu exact în acest pasaj. I don't share with you my opinions. Eu nu împărtășesc cu voi părerile mele acum. I want to draw you to look at what the text reveals. Și vreau să ne uităm la ceea ce descoperă textul, ceea ce ne descoperă textul. It says both of them were righteous before God. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, walking in all the commandments and statutes of the Lord. Și păzeau
fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. This term walking in the biblical language. În limbajul biblic expresia este umblau fără pată toate în poruncile și rânduielile Domnului. Umblau. Walking has to do with lifestyle, a behavior. Și acest cuvânt a umbla are de a face cu un stil de viață, cu un comportament, când spui umbli. It says that they were righteous. Spune, ei erau neprihăniți. Because they lived, they behaved according to the commandments of God. Pentru că ei trăiau poruncile, pentru că ei ascultau poruncile, păzeau toate aceste porunci și rânduieli. And they did so, the text says, blamelessly, without fault. Și textul spune, fără pată, fără greșeală. Doesn't mean that they were without sin. Nu înseamnă că ei nu greșeau niciodată. But if they did sin, they turned to the word of God to solve that problem. Și spune, dacă cumva greșeau, ei se întorceau tot la cuvântul lui Dumnezeu să-și rezolve păcatul sau problema conform cuvântului. Now you would think two such people. Când citim astfel de expresie, ne gândim la doi oameni. Servants of God. Doi oameni slujitori al lui Dumnezeu. Obedient to the word of God. Ascultători de cuvântul lui Dumnezeu. That they would be blessed by God. Oameni care ar trebui să fie binecuvântați de Dumnezeu. But the next thing we see in the text. Numai că textul vine și aduce în continuare altă lumină. But there was no child to them. N-aveau copii. Now, biblically speaking, din punct de vedere biblic, there's a connection between children and blessing. Din perspectivă biblică, există o conexiune întotdeauna între a avea copii și a fi binecuvântat. It should bother us that two righteous people. Și ar trebui să ne deranjeze faptul că doi oameni neprihăniți, fără pată, weren't being blessed. Nu sunt binecuvântați cu copii. Why is that? De ce se întâmplă una ca asta? Because we're not in the kingdom. Pentru că nu suntem în împărăție. We're in this world. Suntem în această lume. A fallen, a sinful world. O lume căzută, o lume păcătoasă. We don't have the right leaders. Nu avem conducătorii potriviți. We have leaders like King Herod. Avem lideri ca și împăratul Irod. We should want to change. Lideri care ar trebui schimbați. We should want the days of Messiah. Trebuie să ne așteptăm să ne dorim zilele lui Mesia ca și conducător. The only thing that's going to be blessed, the only thing that's going to bring blessing upon this family. Singurul lucru care aduce binecuvântare peste această familie is the work and the presence of Messiah. Este lucrarea și prezența lui Mesia. And the only thing that's truly going to bring blessing into your lives. Și singurul lucru care va aduce binecuvântare în viețile voastre is the work and the presence of Messiah. Este lucrarea și prezența lui Mesia. Now look at verse 7. Uitați-vă la versetul 7. We have an explanation for why they have this problem, no blessing. Și avem o explicație de ce aveau această problemă, această lipsă de binecuvântare. Here we have proof that a man wrote this scripture. Și aici avem dovada că un om a scris scriptura. When a man has a problem, când un om are o problemă, he blames his wife. El dă vina pe nevastă sa. That's what we see here. Asta vedem aici. Why they weren't having children? De ce n-aveau copii? Is because Elizabeth was barren. Pentru că Elisabeta era stearpă. Now this is also to call our attention to the patriarchs. Această expresie aici, această afirmație ne împinge privirea înspre patriarhi. All the patriarchs' wives were barren. Toate nevestele patriarhilor erau sterpe, sterile. This is to tie us to that prophetic hope that God gave to the prophets. Este, are de-a face cu acea nădejde profetică lansată prin profeții Domnului. The rabbis speak of this prophetic hope in this way. Rabinii vorbesc despre această nădejde profetică în felul următor. With God, all things are possible. Cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Now, what they emphasize is that first part of that sentence. Ce subliniază este prima parte a acestei propoziții, afirmații. With God. Cu Dumnezeu. That is an expression of redemption. Este o expresie a răscumpărării. It is the outcome of the grace of God. Este rezultatul harului lui Dumnezeu. And later in our study, și mai târziu, mai încolo în studiul nostru, we're going to see the biblical evidence as such. Vom vedea dovada biblică a acestor afirmații. End of verse 7. Versetul 7. And both of them had been struck by many days.
Și amândoi erau înaintați în vârstă, erau loviți de multe zile. Now, here again, if we look at what it exactly says, dacă ne uităm exact ce înseamnă astfel de expresie, they had been struck by many days, and then it says, they were. Modul în care este pusă fraza în original este următoarea. Erau loviți de zile multe erau ei. That expression, they were at the end. Faptul că erau este, ei erau este la urmă în partea a doua a propoziției. Is to emphasize they were really old. Este să sublinieze că erau foarte în vârstă. Verse 8. Versetul 8. And it came about as he, that is Zachariah, was serving. Dar pe când slujea Zaharia, according to the order of his rotation, la rândul cetei lui, la rândul echipei lui, that he was before God, înaintea lui Dumnezeu, according to the tradition of the priest, după obiceiul preoției. Now, most scholars understand that phrase according to the tradition of the priests. Mulți înțeleg această frază după obiceiul preoției, referring to this order that they would go up to Jerusalem to serve. Înțeleg că este vorba despre acel moment când mergeau la Ierusalim ca să slujească. According to casting lots. Înțeleg că ca aruncarea zarurilor. Not according to any man's thinking. Nu după gândirea omului, but according to what God would choose, ci după cum alege Dumnezeu ordinea aceea, sorțul, da. We also see that the lot was placed upon Zachariah to do something. A ieșit la sorți, citim mai departe că a ieșit la sorți ca Zaharia să fie rândul lui la slujire. That is to offer a special offering to God. Să intre să tămâieze, să aducă o slujire specială lui Dumnezeu. The incense offering. Tămâierea. Now, we're going to see, as I shared with you earlier, cum v-am spus mai înainte, that Luke had great understanding of Jewish tradition. Luca avea o foarte bună înțelegere a tradiției evreiești. Nowhere in the Old Testament, nicăieri în Vechiul Testament, does it associate the incense offering, nu se asociază tămâierea, with the praying of the people, cu rugăciunea oamenilor. But that's exactly what Judaism teaches. Deși exact aceasta învață iudaismul. And Luke understood this. Și Luca știa lucrul acesta. It says in verse 9, spune în versetul 9, that he went in to offer the incense offering in a special location. A ieșit la sorți să intre să tămâieze într-un loc special. It's not just in the temple of God, nu doar în templul Domnului, but they use the Greek word neos. Și folosesc cuvântul grecesc neos, neos. That is the holy place. Adică în locul sfânt. Not the holy of holies. Nu sfânta sfintelor, but extremely close to that. Ci foarte aproape de Sfânta Sfintelor, în locul sfânt. Verse 10. Versetul 10. Now, because it was the time of the incense offering, pentru că era vremea tămâierii, the time that the people would pray in a unique way, adică modul, timpul în care oamenii se rugau într-un mod unic, într-un mod special, the view was as the smoke of the incense offering went up to God, imaginea tămâiei, fumului de la tămâie care se înalță în sus înspre Dumnezeu. So would the prayers of the people ascend to him. La fel ca imagistică, așa se înalță rugăciunile oamenilor către Dumnezeu. And that's why it says in verse 10. Și de aceea spune în versetul 10. And all the multitude of the people. Toată mulțimea poporului. What were they doing at this time of the incense offering? Ce făceau în momentul tămâierii? They were praying outside at the time of the incense. Se rugau afară în timpul tămâierii. Now, what do you think they were praying for? Pentru ce credeți că se rugau aceștia? This is not simply a time of personal request before God. Nu era un timp așa de rugăciuni personale către Dumnezeu. But oftentimes the season, the day would influence what you would pray. Ci de cele mai multe ori momentul din an, al zilei din an, influența
subiectul rugăciunii, pentru ce se rugau oamenii. Now I share with you, based upon the rotation, we don't know what month it was. Repet. Vă spuneam că nu știm ce lună a anului era când a venit rândul echipei lui Zaharia să slujească. But when we get to the second session tonight, dar în a doua sesiune din această seară, we are going to learn without any doubt, vom observa fără nici cea mai mică îndoială, that this was the month of Nisan or Aviv. Este vorba de luna Nisan sau Aviv. It was the first month on the Jewish calendar. Adică luna întâi în calendarul evreiesc. Now in this month Passover occurs. Și în această lună a calendarului evreiesc vine sau are loc sărbătoarea Paștelui. Passover is the festival of redemption. Paștele este festivalul, este sărbătoarea răscumpărării. We can assume that the people during this time, și putem presupune liniștiți că oamenii în timpul acestei perioade, they would be beseeching God for redemption. Ei se rugau Domnului pentru răscumpărare, pentru că în acel moment din an specific, that he would begin the time, that he would begin to fulfill the promises of God. Se rugau ca Dumnezeu să înceapă să își împlinească odată cuvintele spuse. The promises that are written in the covenant. Adică cuvintele rostite, scrise în legământ. In other words, that he would remember his covenant. În alte cuvinte, se rugau ca Dumnezeu să-și aducă aminte de legământul lui. I have a test for you. Și acum urmează un test pentru voi. I want to know how your Hebrew is. Vreau să vedem cât de bună este evreiasca voastră, limba evreiască. How do you say God remembers? Cum se zice Dumnezeu își aduce aminte? You passed the test. Ați trecut testul, Zaharia. It's not by chance that Zechariah is the one offering up incense. Și eu cred că nu este o coincidență faptul că Zaharia era cel care tămâia în naosul templului. When the people are asking God to remember his covenant promises and redeem them. Era momentul în care poporul se ruga Dumnezeu, Dumnezeule, adu-ți aminte de legământul tău și răscumpără-ne. In the month of redemption. În luna răscumpărării se rugau pentru răscumpărare. Verse 11. Versetul 11. When all of this was going on, something took place. Când toate acestea aveau loc, ceva special a intervenit. And an angel of the Lord appeared to him. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia. Not just a angel of the Lord. Nu doar un înger al Domnului. But the angel of the Lord. Și în original este îngerul Domnului s-a arătat. Now if we know the Old Testament well. Dacă cunoaștem bine Vechiul Testament. Whenever the angel of the Lord appeared. Ori de câte ori îngerul Domnului apărea. Good things happened to the people of God. Lucruri bune se întâmplau pentru poporul lui Dumnezeu. Good things happened to those who had a covenant relationship with God. Când îngerul Domnului apărea, se întâmplau lucruri pozitive, lucruri bune celor care erau în legământ cu Dumnezeu. Good things happened to those who were seeking the promises of God and not their desires. Lucruri bune se întâmplă tuturor acelora care îl caută pe Dumnezeu și nu-și caută dorințele proprii. So the angel Lord appeared to him. Atunci îngerul Domnului s-a arătat lui Zaharia. Standing on the right side of the incense offering. Și a stat altar, în picioare la dreapta altarului. And it says that Zaharia was troubled when he saw. Și textul ne spune mai departe Zaharia s-a înspăimântat. And fear fell upon him. Și l-a apucat frica. But the angel said to him, dar îngerul i-a zis, do not fear, Zaharia. Nu te teme, Zaharia. Because your prayers have been heard. Fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. And your wife Elizabeth, nevasta ta Elisabeta. Now stop for a moment. Și acum să ne oprim puțin. Zaharia, your prayers have been heard. Zaharia, rugăciunile tale au fost auzite. What was he praying for? Deci, pentru ce se ruga Zaharia? Better yet, who was he praying for? Sau mai bine zis, cui se ruga Zaharia? His wife. Pentru cine se ruga Zaharia? Pentru soția lui. We're going to learn later on in chapter 1. Și vom vedea mai târziu în capitolul 1. That this woman was grieved about the fact that she was barren. Că această femeie, Elisabeta, era îndurerată pentru faptul că nu putea avea copii. Now I can see how someone, a young woman, would be concerned about that.
Aș putea înțelege ca o femeie tânără să fie îndurerată că nu poate avea copii. But when she passed the age of being able to conceive, dar când trece vârsta normală a procreierii, you would think that she would have moved on. Te gândești că gata, a trecut peste durerea ei. Accepted her faith that she would not have any children. De la o anumită vârstă acceptă această situație că nu mai poți avea copii. But she did not. Dar se pare că Elisabeta nu trecuse peste. She was a person who understood redemption. Era o persoană care înțelegea conceptul de răscumpărare. Rabbis teach that when we talk about redemption, rabinii ne învață că atunci când vorbim despre răscumpărare, all things are possible. Toate sunt posibile. Orice este posibil. Elizabeth never gave up the possibility that she was going to have a child. Elisabeta nu a renunțat la posibilitatea ca ea să aibă un copil, nici măcar la vârsta aceea. And her husband continued to pray for her. Și soțul ei continua să se roage pentru ea. Now, in some sense, they didn't believe. Deci, într-un anumit sens, ei nu credeau. But in another, they did believe. Dar în alt sens, ei credeau. Can't you identify with that? Nu ne identificăm ca și ființe umane cu o astfel de situație? It's like that man who cried, "Oh Lord, help my unbelief, I believe." Este ca și rugăciunea aceea, Doamne, ajută necredinței mele să devină credință. The angel says, "Your wife Elizabeth will bear a son to you." Și îngerul i-a spus, nevasta ta, Elisabeta, îți va naște un fiu. And you shall call his name Yohanan. Și vei pune numele Ioan. Now, we're going to find that there's great emphasis on the name of that child. Și din nou, trebuie să ne reamintim, se pune un mare accent pe numele this acelui name, copil. Yohanan, was not appropriate to the family. Acest nume, Ioan, nu era un nume potrivit familiei din care făcea parte. But it was appropriate to the plans of God. Dar era un nume potrivit planurilor lui Dumnezeu. There's two things that we can say about the name Yohanan. Sunt două lucruri care le putem spune despre numele Ioan. It is a beseeching or a seeking something from God. Numele acesta vorbește despre o mijlocire, ceva ce cauți, ceva ce cer de la Dumnezeu. This word always speaks of seeking the grace of God. Vorbește numele acesta despre încercarea, căutarea continuă a harului lui Dumnezeu. Now, I'm going to believe that most of you understand one part of God's grace. Cred că majoritatea înțelege cel puțin o parte, un aspect al harului lui Dumnezeu. There's a connection obviously between the grace of God and being saved. Există o conexiune între harul lui Dumnezeu și mântuirea, ce o ai. But that's just one part of God's grace. Dar aceasta este doar un aspect al harului lui Dumnezeu, mântuirea, doar un aspect. That's just the beginning of the working of God's grace. Este doar începutul lucrării harului lui Dumnezeu. Mântuirea. If you only pray for God's grace so that you might be saved, dacă te rogi pentru harul lui Dumnezeu doar ca să fii mântuit, you're forgetting a lot of the power of God's grace. Lași deoparte o bucată foarte mare din puterea și harul lui Dumnezeu. And the purpose of God's grace. Și din scopul harului lui Dumnezeu. The word grace also has power so that the will of God might be fulfilled in your life. Harul lui Dumnezeu are putere ca să își facă lucrarea întreagă în viața ta. The rabbis rightly understand that there's a connection between grace and the kingdom being established. Rabinii știu foarte bine că există o conexiune puternică între harul lui Dumnezeu și împărăția ce urmează să vină. This child John is going to be related to the kingdom of God. Acest copil Ioan avea de-a face, era înrudit, era conectat cu împărăția ce urma să vină. He will be a great joy to you. El va fi pentru tine o pricină de bucurie and a great amount of gladness. Și veselie. And many will also rejoice at his birth. Și mulți se vor bucura de nașterea lui. For he will be great before the Lord. Căci va fi mare înaintea Domnului. Now, the next statement is kind of unique. Și ceea ce urmează este unic. It says, and wine and strong drink he will not drink. Nu va bea nici vin, nici băutură puternică, amețitoare. Now, not drinking wine or strong drink is related to a Jewish law.
A nu bea vin sau băutură alcoolică este strâns conectată cu ceva din legea ebraică. It has to do with a oath that one takes. Acest angajament de a nu bea băuturi alcoolice are de a face cu un jurământ, cu un angajament pe care îl iei la un moment dat. To be a nazir in Hebrew. Un angajament de nazireat, un legământ de nazireat. Now this Nazirite tradition. Această tradiție, obicei al nazireatului, just doesn't mean that you can't drink wine or eat from the fruit of the vine. Nu înseamnă că nu ai voie să bei vin sau să mănânci din rodul viței. But you can't cut your hair. Și mai înseamnă și faptul că sau se mai manifestă și prin faptul că n-ai voie să stai părul. Now many people think that this also applied to Yeshua. Și mulți oameni cred că acest angajament, acest legământ de nazirat se aplică și lui Yeshua, lui. For he is called a Nazarene. Pentru că este numit nazarineanul. But in the actual biblical language, dar în limbajul biblic, the word sounds similar. Cuvintele seamănă între ele. It's written oftentimes exactly in other languages. Și în alte limbi se scriu identic cele două. But in the biblical language, there's a difference. Dar în limbajul biblic ele diferă. It is not Nazir. Nu este Iisus Nazireul. About Nozri. Ci Nozri. Ci Nozri, adică. It's spelled very similar. Cuvintele se literele sunt foarte asemănătoare în cuvânt. But Yeshua was called a Nozri. Dar Isus este numit un Nozri because he was from the city of Nazaret or Nazareth. Pentru că era din orașul Nazaret, deci era nazarinian, pentru că era din orașul Nazaret, nu era nazireu. And that word has two meanings. Și acest cuvânt are două înțelesuri. In the verb it means one that denies himself. One that says no to sin. Un sens este unul care spune nu păcatului. It is this denial. Which word? The word Nozri from Nazareth. From Nazareth. Okay. Deci cuvântul acesta nazarinian are acest sens că renunță la sine. When one denies himself the things of this world. Un om care își neagă lucrurile acestei lumi. The word in the noun form means to shoot like a new life, a new branch. Același cuvânt are sensul de a țâșni o nouă viață, a trimite în sus, a împușca o nouă viață. So Yeshua did not have long hair. Deci Yeshua did not have long hair. Nu a avut păr lung. He was not a Nazir. N-a fost un nazireu. But he was from the city of Nazareth. Și era din orașul Nazaret, era nazarinian. Because one denies himself the things of this world. Asta însemnând pentru el ca fiind cel care a negat, a renunțat la lucrurile acestei lumi, ca și nazarinian. It's an invitation for the Holy Spirit to work in our life. Este în alte cuvinte o invitație a Duhului Sfânt să lucreze în viața lui pentru că el vrea să renunțe la lucrurile acestei lumi. Immediately after telling us wine and strong drink he will not consume. Și imediat după ce ne spune că nu va bea vin nici băutură amețitoare, and he was filled with the Holy Spirit from his mother's womb. Continuă prin a ne spune că se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. Now remember that word womb, it's going to be important in a few minutes. Aduceți-vă aminte de cuvântul pântece care va fi foarte important în câteva minute. Now once again from an Old Testament prophetic perspective. Încă o dată, dintr-o perspectivă profetică vechi testamentară, the Holy Spirit is related to the work of redemption. Duhul Sfânt se leagă mereu de lucrarea de răscumpărare. When you are redeemed by the blood of Messiah, când ești răscumpărat de sângele lui Mesia, you receive the Holy Spirit. Primești Duhul Sfânt. So we're speaking about the Holy Spirit. Deci vorbim de Duhul Sfânt. We should anticipate redemption. Vorbim de Duhul Sfânt, trebuie să anticipăm răscumpărarea care este implicată acolo. And in verse 16 we speak about the redemption of the sons of Israel. Și de aceea versetul 16 continuă așa. El va răscumpăra, asta este cuvântul, el va întoarce pe mulți din fiii lui Israel. And many of the sons of Israel will turn to the Lord their God. Și va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. And it says and he will go before in the spirit and the power of
Elijah. Va merge înaintea lui Dumnezeu în duhul și puterea lui Ilie. Now, if we miss that we're talking about redemption and God's program to establish the kingdom. Dacă pierdem din vedere faptul că textul vorbește despre răscumpărarea lui Dumnezeu pentru poporul lui, to help us to understand this, trebuie neapărat să înțelegem următorul lucru. Eliahu is mentioned. Este menționat aici Ilie. Elijah gets things ready for. Ilie este cel care pregătește calea. This final change that's coming on the world. Acea ultimă schimbare care va veni peste lume. Notice what else we find about Elijah. Uitați-vă ce mai aflăm despre Ilie. He's mentioned in the last book of prophecy in the Old Testament. El este menționat în ultima carte profetică din Vechiul Testament. God tells us in the last days. Dumnezeu ne spune că în vremurile din urmă. Two things are going to return to the people of God. Two things are going to return to the people of God. Două lucruri se vor întoarce la poporul lui Dumnezeu. One is going to be the law of Moses. Unul din cele două lucruri este legea lui Moise. Second is the prophetic truth of Eliahu. Al doilea este adevărul profetic al lui Ilie, exprimat de Ilie. Now, notice this next statement. Uitați-vă la următoarea expresie, afirmație. It's taken from the prophecy of Malachi. Este luată din profeția lui Maleahi. It says there that in the days of Elijah, when Elijah returns, unde spune că în vremea când Ilie se va întoarce, there's going to be evidence of repentance. Va fi o dovadă de pocăință. It says the hearts of the fathers will turn to their children. Și anume, inimile părinților se vor întoarce la copii sau către copii. Now, if you know your Bible well, din nou, dacă cunoașteți Biblia, the next statement from the prophet Malachi, următoarea afirmație din profetul Maleahi, is the hearts of the children are going to turn to their fathers. Lipsește aici. În Maleahi spune că inima copiilor către părinți. It talks about unity in the family. Vorbește despre unitate în familie, părinți către copii și copii către părinți în Maleahi. Now here Luke makes a change. Dar aici Luca face o schimbare la profeția lui Maleahi. The Holy Spirit led him to do so. Și Duhul Sfânt l-a îndemnat, l-a inspirat să o facă. The rabbis, which are critical of this book, rabinii care, bineînțeles, critică această carte, această evanghelie nouă, cred, would say that Luke made a mistake. Ei spun imediat: "A, Luca a făcut o greșeală aici, uitați-vă." He misquoted what the prophet Malachi said. A citat greșit ceea ce a spus profetul nostru Maleahi. But Luke is not making a mistake. Dar Luca nu face nicio greșeală. Oftentimes one will take a well-known passage in the Old Testament. Deseori se întâmplă lucrul acesta, să iei un pasaj din Vechiul Testament. And with that well-known passage give us a context. Și luând acel pasaj, ți se dă un context al lui. And make a change. Făcând o schimbare. To give us new revelation. Aduci o nouă descoperire. The book of Revelation is full of this way. Cartea Apocalipsei este plină de acest mod de abordare în care iei o porțiune, faci o schimbare și vine o nouă descoperire. What Luke did was to quote another piece of scripture from the law of Moses. Aici Luca inserează o altă bucată din scriptură din legea lui Moise. Now, in Deuteronomy 21, în Deuteronom 21, we have a description of a son. Avem descrierea unui fiu. A son who is rebellious. A unui fiu răzvrătit. Who will refuse to be taught. Un fiu care refuză să se lase învățat. Who commits one act of evil after another. Un fiu care face rău după rău. He is called a ben, a son, sorel. Este numit cum ați auzit? It means a highly rebellious child. În traducere, un fiu ultra răzvrătit. Now, what does the Torah require you do with such a rebellious son? Ce spune legea să faci cu un astfel de fiu răzvrătit? Such a son, there's no hope for. Biblia spune, legea lui Moise spune, un astfel de fiu, cu un astfel de fiu nu ai nicio nădejde. The Torah commands to take him out to the city gates. De aceea, legea poruncește să-l aduci la poarta cetății.
and to stone him to death. Și să-l omor cu pietre. The Torah does not have the power to bring change in that person. În alte cuvinte, Tora nu are puterea să aducă schimbare într-un astfel de fiu ultra răzvrătit. There's no hope for him. Nu există nicio nădejde pentru schimbarea lui. So you put him to death. Așa că mai bine omoară-l. It is so significant that Luke chooses that same word. Și este foarte semnificativ faptul că Luca folosește exact același cuvânt. But under the power of this repentance, dar îl folosește în contextul puterii acestei pocăințe de care vorbește, as an outcome of this redemption, ca și un rezultat al acestei răscumpărări, this rebellious son, acest fiu ultra răzvrătit, can get to a new level. Poate ajunge la un nou nivel. It says to the wisdom of the righteous ones. Și pe cei neascultători, ultra răzvrătiți, îi le va întoarce inimile la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți. This young man John, it says that he is going to prepare for the Lord a people. Ca să gătească, spune mai departe textul, ca să gătească Domnului un norod, un popor. One that's made ready. Bine pregătit pentru el. Ready for what? Pregătit pentru cine? The kingdom of God. Pentru ce? Pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru el. Verse 18. Versetul 18. And Zacharias said to the angel. Zaharia a zis îngerului. Now after all of this good news. După toată această veste bună. Remember what Zaharia, where he is. Aduceți-vă aminte unde se afla Zaharia. He's offering up the incense offering. El aduce jertfa de tămâierea. He knows what the people would be doing at this time. El știe ce fac oamenii afară în momentul când el tămâiază. Here's another test. Uite-te, încă un test pentru voi. What does the people do during the incense offering? Ce fac oamenii în timpul tămâierii? They're praying. They're praying for God's redemption. Ei se roagă afară pentru răscumpărarea lui Dumnezeu. God to make a change. Se roagă ca Dumnezeu să vină să facă o schimbare. A change that only God can do. O schimbare ce doar Dumnezeu o poate face. A redemptive change. O schimbare răscumpărătoare. That expression, with God all things are possible. Cu Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. No limitations. Nu există limite cu Dumnezeu. Let me share with you another verse that the rabbis associate with redemption. Să vă împărtășesc un alt verset pe care rabinii îl asociază cu conceptul de răscumpărare. We've all read in the Bible. Am citit cu toții în Biblie. Where one day is like 1,000 years to the Lord. Că o zi este cât 1,000 de ani pentru Domnul. Or 1,000 years is like one day. Și 1,000 de ani ca o zi pentru Domnul. Now what does that mean? Ce înseamnă această expresie? The proper understanding of that idiom. Înțelegerea corectă a acestei expresii. Is what you think would take 1,000 years to be done. Este următoarea, ceea ce tu crezi că e nevoie 1,000 de ani ca să se împlinească. God can do in a day. Dumnezeu poate să o facă într-o zi. In other words, redemption brings about change. În alte cuvinte, răscumpărarea aduce schimbare. But notice Zacharia's word. Dar uitați-vă la cuvântul lui Zaharia. He says, according to what will I know this? Din ce voi cunoaște lucrul acesta? Cum voi cunoaște? Now here again, we know that the writer of this passage is a man. Din nou ne dăm seama că cel care a scris pasajul acesta a fost un bărbat. It's almost humorous in the biblical language. Aproape este umoristic în limbajul biblic. I don't know how it's written in your translation. Nu știu cum sună în traducerea voastră. But I want you to see how Zaharia thinks of himself. Dar uitați-vă cum gândește Zaharia cu privire la sine. And how he thinks of his wife. Și cum gândește cu privire la soția lui. He says, I'm going to have a son. El gândește cam așa. Adică my wife, o să am un fiu? My wife is going to have a baby? Adică soția mea va avea un bebeluș? He says, from where do I know this? Cum poți să îmi dovedești una ca asta? He says, I am an elder. Eu sunt bătrân. The word is a presbytery. Eu sunt un presbiter. It is a word of respect. Este un titlu care conține respect când spui ești. A word that is a word of distinction. Este un cuvânt care sugerează o anumită distinție acolo. A word that exalts one's wisdom.
un cuvânt, o titulatură care naște un soi de înțelepciune. What he says is, how can this be? I'm an elder. Dar cum poate fi lucrul acesta? Din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt un presbiter, un om de această manieră? But my wife, dar nevasta mea, she has been struck with many, many days. Este lovită de multe, multe zile. Two different terms. Doi termeni diferiți aici. To reflect how man is. Ca să oglindească cum gândesc bărbații. The angel didn't like his tone. Și îngerului nu i-a plăcut tonul lui. Verse 19 he says, "For I am Gabriel." Și în versetul 19 îi spune, drept răspuns, îi spune, eu sunt Gabriel. The one who stands before God. Care stau înaintea lui Dumnezeu. And I was sent to speak to you. Am fost trimis să-ți vorbesc. And what was he called to speak to Zachariah? What does it say in your Bible? To bring you the good news. Good news. Now, this și să-ți aduc vestea, această veste bună. This phrase, good news, această frază, vestea bună, is in Hebrew the term levaser. În evrește este termenul levaser. It is always connected to good news about something specifically. Și acest cuvânt are de înseamnă lucrul acesta, o veste bună despre un lucru foarte specific, o veste bună despre un lucru foarte specific. This good news always relates to redemption. Întotdeauna această veste bună are de-a face cu lucrul special numit răscumpărare. It always relates to the kingdom. Întotdeauna acest cuvânt de veste bună, folosit pentru veste bună, are de-a face cu împărăția. The name Gabriel means the very power of God. Gabriel înseamnă puterea maiestoasă a lui Dumnezeu. Zachariah should have known with such power all things are possible. Și Zaharia trebuie să știe că cu o astfel de putere toate lucrurile sunt posibile. Because he did not believe. Și pentru că nu a vrut să creadă. He says, "Behold, you shall be silent." Iată că vei fi mut. And unable to speak. Și nu vei putea vorbi. Until the days that these things shall be. Până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri. Because you did not believe my word. Pentru că n-ai crezut cuvintele mele. Now here again it's that word that relates to the plans, that blueprint of God. Din nou aici apare pentru cuvântul cuvintele, apare acea expresie care sugerează planurile mele, programul meu. Now as I studied this verse, când studiam acest verset, and I saw how Zachariah responded, și am văzut răspunsul lui Zaharia, I identified with him. M-am identificat cu el, cu Zaharia. Do you ever pray for God to do something? Nu v-ați rugat câteodată ca Dumnezeu să facă ceva? And in doubt that he's able to do it? Și v-ați îndoit că îl va face? That he's willing to do it? Că poate să-l facă? That's Zachariah. Acesta este Zaharia. He says, "You shall be silent, unable to speak." Și ca rezultat îi se spune, iată, vei fi mut. Until these things are fulfilled in their time. Până când aceste lucruri se vor întâmpla la vremea lor. Now, during this, the people were waiting outside. În toată această perioadă, poporul aștepta afară. They were waiting for Zachariah. Îl așteptau pe Zaharia. And they were amazed that he delayed himself in the sanctuary. Și se mira de zăbovirea lui în templu. But when he went out, când a ieșit afară, he was unable to speak to them. Nu putea să le vorbească. And they knew that he had saw a vision in the sanctuary. Și au înțeles că avusese o vedenie în templu. And he motioned unto them. El le făcea semne într-una. Because he remained mute, unable to speak. Pentru că era mut. And it came about. Yes, okay. When the days were fulfilled of his service. După ce i s-au împlinit zilele de slujbă. So even though he couldn't speak, deci chiar dacă nu mai putea vorbi, he fulfilled his rotation as a priest, his responsibilities. Și-a împlinit responsabilitățile lui de preot. And then până la capăt. And then he went to his home. Și apoi Zaharia s-a dus acasă. After these days, după aceste zile,
That is after he fulfilled his service in the temple in Jerusalem. Adică după ce și-a împlinit responsabilitățile la templu. Now according to Jewish law. Acum, în concordanță cu legea biblică. When a priest is serving in the temple. Legea iudaică, când un preot slujea în templu. He can't have any relationships with his wife. Nu avea voie să aibă relații intime cu soția lui. So just to emphasize that Zachariah followed tradition. În alte cuvinte, ni se spune că Zaharia împlinea tradiția. After those days of service, după ce i s-a împlinit zilele de slujbă, Elizabeth, his wife, conceived. Elisabeta a rămas însărcinată. And she hid herself for 5 months. Și s-a ținut ascunsă de tot 5 luni. Now, 5 has to do with that which is lacking or incomplete. Cifra 5 are de-a face cu ceva ce este incomplet, ceva care lipsește, nu este complet. Oftentimes a woman will not share that she's pregnant. Uneori o femeie nu împărtășește vestea că este însărcinată until after entering into the 6th month. Până când intră în luna 6-a. By then everyone knows anyway. Că deja atunci oricum se vede. It says that in this she said God did something. Căci zicea ea, Dumnezeu a făcut ceva. For the Lord looked. Verse 25, yes, the Lord looked. Căci Domnul s-a uitat și a aruncat ochii spre mine. That is that he took notice of her. Adică Dumnezeu a observat-o. And he removed her shame. Și mi-a luat ocara. From before the people. Dintre oameni. Now, why is that there? De ce apare astfel de frază aici? Oftentimes, a woman in a biblical passage. Deseori o femeie într-un pasaj biblic relates to the people. Se uită la oameni. This tells us what God is going to do. Și ne spune ce face Dumnezeu. Through that child who was going to be born. Ce va face Dumnezeu cu copilul ce urma să se nască. If you could summarize Yohanan, John's ministry in one word. Dacă ai vrea să sumarizezi lucrările lui Ioan într-un singur cuvânt. What word would you use? Ce cuvânt ai folosi? The word repentance. Pocăința. And it's through repentance. Și pocăința. That God removes the shame of our life. Este exact, are exact acest înțeles. Prin pocăință Dumnezeu îndepărtează rușinea dinaintea oamenilor sau din now, oameni. Now we're going to take a short break. O să facem o pauză scurtă. And we're going to look at the timing of Messiah's birth. Și o să ne uităm imediat în sesiunea a doua la timpul, la momentul nașterii Mântuitorului. You ask almost any Christian, they'll say that he was born in the winter. Orice creștin, aproape cei mai mulți creștini pe care îi întreb, ei cred că Iisus a născut undeva iarna. Many Messianic Jews say he was born in the fall during the Feast of Tabernacles. Unii iudei mesianici, evrei mesianici, spun că Iisus a născut la sărbătoarea corturilor cândva toamna. But we're going to see exactly what the Word of God tells us. Dar o să vedem în sesiunea a doua exact când s-a născut Iisus. For the timing of Messiah's birth. Vremea nașterii lui Mesia. Let's take our break.